Bună seara! Dragi telespectatori, mă bucur să ne revedem la o nouă emisiune de vorbă cu psihologul. Eu sunt Andrei Ludoșan, iar în seara aceasta vom vorbi despre frică. Un subiect foarte controversat, despre care cred că s-a vorbit deja foarte, foarte mult, însă mă gândesc că nu strică să ținem această emisiune pe acest subiect. Haideți să vedem în primul și în primul rând ce este frica. Despre frică putem spune că este o emoție pe care o pot simți atât oamenii cât și animalele, ce este asociată cu primejdia, cu pericolul sau, eventual, cu percepția primejdiei sau a pericolului. De ce spunem cu percepția? Pentru că se poate întâmpla ca pericolul, primejdia, să nu fie reale. Și aici ajungem la o clasificare a fricii. Despre frică putem spune că este de două tipuri. Este frica constructivă, frica reală, aceea ce apare în caz de pericol iminent, concret. Pe lângă asta, avem și frica neconstructivă, ce este doar fictivă, ireală, proiectată, ce apare în caz de pericol imaginat, proiectat. Acest tip de frică se mai numește și anxietate. Care este diferența între frică și anxietate? Putem spune că frica este reacția la o primejdie reală, în timp ce, așa cum spuneam și adineauri, frica, anxietatea sau frica ireală este reacția la o frică presupusă și nu neapărat iminentă, concretă. Frica se manifestă pe o durată foarte scurtă, pe când anxietatea poate deveni de lungă durată, cronică. Pe de altă parte, frica are la bază un motiv real, în timp ce anxietatea, de cele mai multe ori, nu are un motiv precis, un motiv clar pentru care ea se manifestă, pentru care există sau este resimțită. Sigur, persoanele care simt acest tip de frică, această anxietate, vor spune întotdeauna că motivul este real. Iar atunci când motivul este considerat real, însă nu este real, iată cum avem de-a face cu o distorsiune cognitivă. Pe de altă parte, frica are manifestări predominant fizice, în sensul că bătăile inimii se accelerează, mâinile transpiră sau tremură sau și una și alta, respirația devine mult accelerată, mușchii se pot contracta. Iată câte manifestări, în timp ce în cazul anxietății aceste manifestări pot să nu apară sau, dacă apar, aceasta tot poate fi o anxietate, deci o frică
irațională, o frică proiectată. Însă ea este percepută ca reală. La ce ne referim atunci când vorbim despre frică? De ce apare frica până la urmă? Desigur, pentru că ea ne amenință siguranța într-un anumit fel. Iar atunci când ceva ne amenință siguranța, o parte din noi, un instinct, își face simțită prezența și ca atare resimțim frică. Resimțim frică pentru că avem nevoie să resimțim frică. Persoanele care nu resimt frică, în mod normal, nici nu devin conștiente de pericolul real. De aceea, frica, și ne referim aici la frica reală, la acea frică concretă, ce are la bază un stimul concret. Acele persoane care resimt frică la acel stimul concret sunt conștiente că au ceva de făcut. De aceea, frica este un lucru, o emoție cât se poate de necesară, foarte necesară. Pentru că fără frică nu am reușit probabil să reacționăm instinctiv la pericol. Și atunci când nu reacționăm instinctiv la pericol, desigur, se poate întâmpla ceva mult, mult mai grav. Atunci când vorbim despre siguranță, ne referim, pe de o parte, la siguranța fizică, iar aici este siguranța corpului, desigur, atunci când ne este amenințat corpul, integritatea fizică, atunci când este un pericol fizic eminent, cum ar fi, spre exemplu, un atac iminent din partea unei alte persoane sau poate a unui animal sălbatic. Pe de altă parte, ne referim la siguranța psihologică, la siguranța valorilor noastre, la siguranța minții și a credințelor noastre. Fiecare dintre noi ne-am creat valori, un set întreg. Și fie că aceste valori sunt corecte din punct de vedere moral, etic sau conform cu o anumită ideologie, ținem la ele foarte, foarte mult. Și desigur, nu ne dorim ca ele să se schimbe. Pentru că atunci când valorile se schimbă, înseamnă ca noi să ne schimbăm. Atunci când mintea se schimbă, se schimbă ceva în ceea ce facem, în ceea ce lucrăm, în ceea ce înțelegem și în felul în care înțelegem. Credințele noastre, se întâmplă același lucru și cu ele. Vedeți? Acesta este în esență un lucru atât pozitiv cât și, pe de altă parte, negativ.
Pentru că este firesc să ținem, să ne fi atașat de aceste credințe, valori, de mintea noastră și de felul în care lucrează ea. Însă atunci când se întâmplă să avem de-a face cu o schimbare, cu ceva ce ne-ar putea influența într-un mod drastic, însă foarte pozitiv din punctul de vedere al dezvoltării noastre, atunci această frică și reacția la ea, nu vreau să schimb, nu vreau să am alte valori decât am acum. În cazul acesta, frica este desigur nu nefondată, cât este o rezistență la schimbare. Există oameni care spun că ei nu sunt rezistenți la schimbare. Ei bine, toată lumea, cu toții, suntem rezistenți la schimbare. Pentru că fără a fi rezistenți la schimbare, poate că nu am putea urma un drum. Poate că nu ne-am putea concentra atenția înspre ceva anume. Poate că nu ne-am putea forma principii. Pe de altă parte, există cazul în care aceste principii se formează eronat. Se formează ca și distorsiuni cognitive. Se formează ca și elemente ce, în loc să ne ajute să ne dezvoltăm, să creștem, să evoluăm, să devenim poate mai conștienți de noi înșine, mai în contact cu emoțiile noastre. Este o chestiune de decizie, în mare măsură. Pentru că în fiecare moment avem șansa de a decide ce o să facem și cum o să facem. În acest context, cred că este potrivit să vorbim și foarte puțin despre atacul de panică, pentru că, vedeți, atacul de panică, deși poate fi încadrat la anxietate, de multe ori este cât se poate de irațional, pe de-o parte, și cât se poate de justificat, pe de-o altă parte, ceea ce este cât se poate de important, de semnificativ. O să spuneți, de ce ar fi un atac de panică justificat? Numai cele două cuvinte reunite, atac de panică, sună ca și cum nu ar putea avea niciun fel de justificare. Însă justificarea apare în momentul în care vedem rolul atacului de panică. Iar rolul unui atac de panică este uneori de a ne avertiza că ceva nu merge bine. Poate de a ne arăta că drumul pe care am luat-o nu este unul bun. Că o decizie pe care am luat-o deja sau suntem pe cale să o luăm nu este cea mai bună.
Și este foarte important să știm că atacul de panică nu este neapărat cel mai îngrozitor lucru. Sigur, în continuare e necesar să îi acordăm atenție, fiindcă dacă nu îi acordăm atenție, el s-ar putea să se manifeste din ce în ce mai des și să devină cronic. Deși nu este o boală. În sine, un atac de panică se manifestă ca o frică, o teamă extraordinară, cu pulsul accelerat foarte, foarte mult, cu transpirație, respirația accelerată, poate chiar dureri de cap și senzația, între ghilimele, voi muri. Însă iată cum un atac de panică niciodată nu aduce, nu are ca și urmare moartea în sine. Și de cele mai multe ori nici altceva. Persoanele care simt, care experimentează atacuri de panică, chiar și frecvente, în următoarea perioadă, nu urmează să pățească cu adevărat nimic. De fapt, în timpul atacului de panică, și asta este foarte, foarte important de știut, siguranța fizică nu este amenințată. În sine, așa cum spuneam, atacul de panică doar transmite, este poate o parte a instinctului. Poate o parte a fiecăruia dintre noi de a ne arăta, de a ne puncta că ceva nu merge așa cum ar trebui să meargă sau așa cum ne-ar fi bine mai degrabă să meargă. Atacul de panică se poate referi și la o schimbare. O schimbare pentru care, pe de o parte, suntem pregătiți și, pe de altă parte, ne simțim nepregătiți pentru că, uite, nu sunt încă, nu am toate elementele pentru a rezolva acest lucru. Nu am tot ce îmi trebuie pentru a merge acolo. Și de aceea se manifestă ceea ce numim atacul de panică. Este foarte important de știut cât de repede și ușor se poate trata un atac de panică. De fapt, extraordinar de repede. Însă, iarăși, un lucru important de știut este că nu numai atacul de panică trebuie lucrat, tratat. Spunem tratat încă o dată, repet, nu pentru că ar fi o boală, ci pentru că este ceva de lucrat pe această tematică. Și atunci când atacul de panică își face apariția, vorbim și de altceva ce se află în spatele lui, în spatele acelui atac de panică. Vorbim și despre un alt lucru, poate mai subtil, poate ascuns, poate nevăzut, neconștientizat. Și de aceea, foarte mulți dintre oamenii cu care
am lucrat pe atacuri de panică. Aveau tendința de a-și rezolva această manifestare și apoi de a nu mai lucra nimic. Pentru că, vedeți, este cam ca la doctor. Atunci când ne doare, alergăm într-acolo. Atunci când nu ne mai doare, nu ne mai interesează. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim. Vorbeam despre frică, despre frica ce poate să conducă la fobie și modul în care această fobie, practic, este o frică incontrolabilă în diverse situații, cum ar fi persoanele cărora le este teamă de zborul cu avionul sau de insecte, de păianjeni, de șobolani, de înălțimi sau de spații închise. Și aici putem include probabil și frica de lift. Însă, în sine, nu este vorba despre o frică de obiect în sine. Pentru că această frică de obiect, vom vedea și cum în perioada următoare, cum poate fi decondiționată. Vedeți, pentru că ea la un moment dat a fost condiționată, frica de un anumit lucru. Sau dacă a devenit fobie, cu atât mai mult. Și practic este o condiționare, este o învățare. Și știm din înțelepciunea populară că orice învăț are și un dezvăț. Iar asta este o veste foarte bună. Înseamnă că de orice frică putem scăpa sau o putem înfrunta sau putem trece de ea, dincolo. Pe de altă parte, există anxietatea generalizată care poate veni de la acele griji de zi cu zi pe care le resimțim. Grija față de job, grija față de copii, grija față de ce urmează să se întâmple în continuare. Dar dacă urmează să se întâmple ceva, dacă urmează să se întâmple aia, dacă urmează să fiu în pericol, dacă nu o să mă pot descurca, dacă o să greșesc, dacă nu o să știu. Și iată cum toate și toate aceste lucruri ajung să ne ocupe mintea. Și ocupându-ne mintea, nu mai știm, nu mai ținem minte exact de unde am pornit. Ceea ce știm este doar faptul că ne îngrijorăm. Și fiind îngrijorați, de fapt, ceea ce resimțim este o frică constantă. Iar acum, de unde și cum învățăm frica? Putem spune că sunt patru mari moduri de a învăța frica. Una este, desigur, printr-o experiență traumatică. O experiență ce este unică în felul ei. Spre exemplu, am avut un accident de mașină și apoi îmi este frică să mai conduc. Și chiar am o reticență de a mă urca la volan sau de a mă urca efectiv într-o mașină.
Aceasta este o învățare, deși nu este o învățare condiționată puternic pentru că s-a petrecut o singură dată, deci ca atare va fi destul de ușor, de simplu, de decondiționat, pentru că, așa cum spuneam, o singură dată nu, poate să nu însemne foarte mult, chiar dacă experiența a fost puternică. Și cu cât mai repede lucrăm pe aceste lucruri, fără să considerăm tot timpul că suntem puternici și ne putem descurca singuri sau putem lupta. De cele mai multe ori, lupta nu este și soluția într-un caz de genul acesta, pentru că sunt necesari mai mulți pași. O altă modalitate de învățare a fricii este prin mici experiențe ce se repetă una după alta. Asta înseamnă că ne vor condiționa toate aceste experiențe, una câte una, una câte una, înspre o anumită concluzie. Spre exemplu, merg cu mașina și în fața mea se întâmplă un accident. O altă dată se întâmplă chiar mașinii mele un lucru pe care nu l-am anticipat. Sau are loc ceva ce nu pot să controlez. Și în cazul acesta spun, s-a întâmplat odată, s-a întâmplat de două ori, s-a întâmplat de trei ori, s-a întâmplat de patru ori. S-ar putea să trag concluzia și că am ghinion. S-ar putea să trag concluzia și că sunt blestemat, ar spune unii. Am auzit diverse variante. De ce mi se întâmplă? Sigur, varianta cea mai rațională și mai ușor de digerat este că acele lucruri pur și simplu mi s-au întâmplat, pur și simplu s-au petrecut. Nu este neapărat necesar ca ele să aibă o semnificație. Sau dacă au o semnificație, aceasta poate fi aceea, am învățat. Pentru că experiența ne învață. Și știm desigur că experiența este cel mai bun profesor, așa cum vorbeam și în emisiunea trecută, legat de modele. Oricât de mult am luat modele de la cei din jur și de la cei pe care îi admirăm, s-ar putea să nu fie suficient, ci să fie necesar să învățăm prin proprie experiență. Iată cel mai puternic mod de învățare. Pentru că este și cel mai de impact. Și iată o modalitate, de asemenea, prin care putem trece de frică, peste frică, prin care putem învinge frica. De asemenea, mai este ca și modalitate de învățare a fricii, un soi de efect retroactiv, în sensul că a existat o experiență potențial traumatică, nu am avut nicio reacție la momentul respectiv, însă reacția vine după. Pentru că ori vine brusc, emoțional, nu mi-o pot explica, sau încep să mă gândesc, dar dacă am pățit, dar dacă aș fi pățit, dar ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi decurs lucrurile un pic diferit și mi s-ar fi întâmplat și altceva?
Iar aceasta, desigur, intră tot într-o categorie irațională proiectată a fricilor. Pentru că nu are niciun sens ceea ce a fost, până la urmă a fost și a trecut. Faptul că nu mi s-a întâmplat nimic este un lucru foarte bun. Iar un alt mod de a învăța frica, unul foarte puternic, este de la adulți, de la părinți. Atunci când suntem foarte mici și observăm de la acele vârste cum ambii părinți sau doar unul dintre părinți se îngrijorează foarte, foarte mult legat de ceva. Se teme foarte mult sau are temeri, frici constante și legate de mai multe lucruri. Dar dacă se întâmplă aia, dar dacă se întâmplă aia la altă, dar dacă o să fie așa, dar dacă nu o să fie bine. În sine, aceasta este o orientare pe negativ. O orientare pe dar dacă nu o să fie bine. Șansele totuși ca ceva să fie bine, să iasă bine sau să nu iasă bine, sunt până la urmă egale din punct de vedere statistic. Doar noi asociem acel lucru a fost bun, celălalt nu a fost bun. Asta a mers bine, asta la altă n-a mers bine. Și de cele mai multe ori se întâmplă, cel puțin în fazele timpurii ale învățării, adică atunci când suntem la o vârstă mai mică și nu înțelegem și nu știm, să ne blocăm în așa ceva. Și aici contează foarte mult ghidarea, ceea ce ne învață adulții. Atunci când adulții din viața, din viețile noastre ne învață, ne arată cum putem relaționa cu astfel de situații problematice, cu astfel de emoții, atunci avem mult mai multe șanse să învățăm să relaționăm în așa fel încât să putem și rezolva situația respectivă. Iar acum, cum scăpăm, cum facem față, cum trecem peste frică? Iată un lucru, o abordare pe care o căutăm cu toții. Bine, am înțeles ce este frica, dar cum trec peste ea? Ce fac cu ea? Vreau să scap de ea. Nu mai îmi convine frica. Iar primul pas pentru a face asta se numește conștientizare și acceptare. E necesar să conștientizăm faptul că ne este frică. Da, pot să spun, în acest moment îmi este frică, teamă. În această fază nu este necesar să știu și de ce. Contează că am conștientizat și de asemenea că am acceptat că asta se întâmplă. Fără conștientizare și acceptare, nu putem trece la următorii pași. Există persoane cărora le este frică, teamă, însă nu pot accepta acest lucru. Pentru că un element, un lucru pe care și-l spun, este: uite, mi-e frică, dar eu trebuie să fiu puternic, așa că nu mi-e frică. Iar frica continuă.
Un al doilea pas este înțelegerea și raționalizarea. Să înțeleg de ce mi-e frică exact. Și să raționalizez. Oare această frică are sens? Este rațională? Îmi trebuie? Dacă răspunsurile, sau măcar unul dintre răspunsuri este nu, dacă nu este rațională sau nu îmi trebuie, înseamnă că o să-mi fie mult mai ușor să trec peste ea, de ea, dincolo de ea. Un al treilea pas foarte important este întărirea. Contează foarte mult să mă întăresc pe mine, să lucrez cu mine, să mă motivez, cum am spune în mod normal, să îmi cresc moralul și felul cum sunt capabil să fac față situațiilor. Un alt pas este, desigur, mijloacele pe care le găsesc. Ce mijloace găsesc pentru a face față fricii? Un al cincelea pas este, desigur, înfruntarea. Momentul în care mă duc și mă confrunt cu acel lucru de care îmi este frică. Al șaselea pas este tot de întărire, pentru că m-am confruntat, iar acum trebuie să întăresc această experiență de confruntare în care poate am reușit. Foarte important este, dacă nu am reușit, să continui, repetând întărire, confruntare, întărire. Iar ultimul pas este, desigur, verificarea. Dacă merge ceea ce am lucrat, ceea ce am făcut. Pentru seara aceasta, aceasta este tot și într-una dintre emisiunile viitoare voi continua să vorbesc despre frică și cum găsim soluții, ce să facem, cum să lucrăm cu această emoție importantă din viața noastră. Vă doresc să rămâneți conștienți și să aveți o seară frumoasă. La revedere!